7 metri pentru cea mai bună jucătoare din lume. S-a dat dovadă cu adevărat de caracter în această partidă. S-a dublat valoarea acestor jucătoare care n-au prins un campionat bun. Am început de la minus 15 cu Spania, apoi am pierdut la un gol cu Muntenegru și am câștigat când trebuie în meciul cu Ungaria, care ne-a învins anul trecut, aduceți aminte, la europene, când Cristina și-a rupt genunchiul, vedeți? Golul care ne duce în primele 12 echipe. Vedem naționala României, vă spuneam, duminică la ora 11 împotriva Rusiei. Vom mai juca apoi cu Suedia și cu Japonia. Dacă pierdeam, trebuia să ne trezim de dimineață la ora 5:30. Era și păcat să ne stricăm duminica. Neagu a avut grijă de noi.